Găleata cu știri. Aia, să te asigur, n-avea o bătrânică, n-avea rude. Deci de o bătrână avea grijă o bătrânică, așa, și... Salut, Marius Covache. Salutare, Covache. Salutare. Salutare, Șerban. Salut, Gabriel. Ce faceți? De ce ați venit aici? Uite, am venit ca să vorbim, să relaxăm, să ne lejerim, să ne astea. Podcast, un podcast lejer, unde vom trece așa un pic prin câteva știri. Am pregătit eu un bol aici cu titluri de știri. E o găleată. A, trebuie să explicăm un pic ce vrem să facem, nu? Asta făceam. O să extrag titluri de știri, o să le citim și o să încercăm să continuăm știrea așa cu ce avem noi în cap, fără să știm despre ce e vorba. Nu? Că de multe ori sunt titlurile astea mai pompoase sau nu o să-ți vină să crezi. De multe ori poate vrei doar să citești titlul, nu mai citești știrea. Sunt știri care nici nu merită citite. Acum hai să fim serioși. N-ați... Practic dăm curs pe bune la clickbait-uri, adică nu te ghidezi decât după titlu. După titlu. Și o duci unde nu mai citești știrea, o ducem unde ne duce pe noi căpșorul. Da. Poate la următorul episod o să pregătim și știrile. Nu știu dacă să le căutăm pe telefon sau nu. Să vedem după aia dacă unde ne-am gândit noi, unde s-a gândit și ar fi fun. Cred poate facem chiar de acum, să vedem unde dai și unde crapă, gen. Ok. Mai prezint? Știi, vrei să spuneți ceva despre voi? La cum ne știe pe noi lumea? N-are rost. Da? Nu, dar eu zic... L-am în ghiozdan acolo, împreună cu celelalte beri. Vezi că mai... Și cu vinul. Eu v-am chemat pe voi la primul episod, dar mai e o listă lungă de oameni care... Ok. Pe care nu i-am contactat. Hai, vreți să vedem? Păi hai să... Ce... Hai o știre. Bagă mânuța. Las-o la mine, așa. Să vedem. Cât de original țigan și-o găleat. Așa da natural s-a văzut. Da, e roz, da tot. Culmea luxului. Și-a rupt ambele picioare și și-a comandat un scaun cu rotile placat cu cristale Swarovski. Asta e tare, mi se pare că... Nu, da, continuu, hai să ne obișnuim să continuăm știrea. Continuăm știrea, da? Citește asta. Sigur e vorba de Abitalent. Nu, eu mă gândesc primul așa, lucru nu. La care m-am gândit e la Silvii Prigoană. Și-a rupt ceva picior. Și a fost la modul, bă, nu mai merg eu așa, parcă dansez, dar... Da, mă, dar ăla oricum avea picior, nu și-a pus Swarovski nici atunci. Și la primul picior, ce-a fost? Fractură prin așchiere? Nu, dar chiar mă gândesc dacă când și-a... Nu știu ce a pățit la primul picior Prigoană, dar mă gândesc dacă a avut vreo proteză șmecheră, ceva. El n-avea... Avea lemn. Avea ceva firmă de... Avea lemn, mă. Ce firmă avea asta? Avea lemn ca piratul. Da. Mesteacăn sau ceva mai scump, dar lemn. Mesteacăn. Avea o palmier sau nu avea un mesteacăn. Avea o asociație, Rom Handicap, cred că era. Nu mă, dar el cu ce se ocupa? Nu avea ceva de... Avea firmă de brebu de astea. De... Gunoaie. Da, eu cred că i-a prins... Ăia nu mai stau în spate acolo când adună? Da. Bănesc că a plecat de jos, nu? Omul, adică... Cred orice, că așa și-a pierdut piciorul. Ca orice fondator, nu? Bănesc că a plecat dintr-un garaj unde aduna el gunoaie și a prins piciorul la chestia aia și... Bă, da, asta să spui... Dar de ce ți-ai puneți cristale Swarovski în primul rând? Bă, eu cred că... Dar de ce nu? Eu cred că ți ia un pic gândul de la ce probleme ai cu piciorul, știi? Că ești gen în... Că te gândești, mama mi-a rupt, cristal. Nu? Adică depinde că... Nu știu, boss, mi-aș pune jante de alea care se învârt așa, știi? Spinere. Spinere, da. Bro, eu cred că asta nu e schema știe, așa. Da. Okay, asta îmi pare o idee bună. Ce... Cu Swarovski. Ce ai putea să faci să transformi întâmplat, că ai ajuns într-un scaun cu rotile, temporar, ca să nu fie o poveste foarte... Ai ajuns pentru o perioadă de timp. Ce ai pune? Tu ai pune spinere ca să fie situația un pic mai... Mi-aș pune nos. Pentru că e manual. A? Dacă e manual, ce faci? La nos. Da, îmi place că te gândești la... Bine, de fapt, dacă ți-ai pus cristale Swarovski la scaun cu rotile, a trebuit să ai și nos. O să spui și nos mei. Bă, eu cumva îi dau omului circumstanțe atenuante. Gândește-te că ai fi unul care are super mulți bani, da? Și ți-ai pierdut ambele picioare într-un eveniment neficiat. Și l-a facturat, nu? Bă, nu o să mai poți să te mai dai niciodată mare cu papucii Gucci. Asta e clar. Și în schimb, ce să spui? Adică ceva care să fie cumva și valoare. Și dacă era pe diamante, era nașpa că dacă lești scaunul cu rotile, dă un stâlp cu antifurtul. Pe diamante cam, bă, Swarovski nu e așa, și dacă ți-l fură, ți-e altul, dar, na, eu cred că asta a fost. Dacă chiar e vorba despre Abitalent, îți dai seama că nu o să mai aibă succes cu muzica, clar ajunge scaunul într-un amanet undeva. De ce mă, că acum poți să faci sunetul ăla de scâr, scâr de la scaun?
Da. Mai, da, căutăm, vrei să căutăm știrea adevărată? Te rog, da. Zice așa. Culmea luxului. Și-a rupt ambele picioare. Culmea și și-a luxului. Comandat un scaun cu rotile placat cu cristale Swarovski. Sigur e negru. Da. Nu. A, uite, asta e. E eu culmea luxului. Și-a rupt ambele picioare. Bam. Nu o să ghiciți pe ce, pe ce site crezi că e știrea asta? Pe, pe... Click. Cancan, vreau no? să zic. Click. Wow, biz. Wow, biz. Așa, Katie Price e o tipă și-a dorit un scaun cu rotile personalizat, roz în valoare de 10.000 de lire sterline, cu 6.000 de cristale Swarovski. E ceva, o tipă care e model sau nu știu, a fost ceva genul ăsta. Și cunoscută pentru că are și o mașină făcută fix ca mașina de la Barbie. Barbie Girl Car. Am văzut pe ceva living, ceva, un post de asta, una care avea și aia mașină e. Și casă și dar nu știu dacă e aceeași persoană. Nu vreau să verific, aia e. Să mergem pe... Mi se pare că dacă faci un talk show din ăsta pe știri genul ăsta sau un podcast, nu trebuie să verifici. Da, dacă ai o bănuială, bă, cred că e tip aia. Băi, cumva are sens, pentru că gândește, dacă ar fi scos ăștia vreo păpușă Barbie în scaun cu rotile, sigur avea și aia niște cristale, niște chestii, niște briz-brizuri. Bă, dacă bănuiesc să... atunci când o să moară tipa, nu o bagă în coșciug, o bagă într-o cutie de păpușă. Într-un nou de la Fabergé. Aia dacă o arde. Ia să vedem. Găleata cu știri. A, mi se pare mai bună asta numele de podcast, nu? Găleata, a, cu, găleata știri. Cu știri, ce tare. Căldarea cu știri. Nu e nicio miză, nu știu dacă știi. Explozie într-un bloc din explozie într-un bloc din Galați după ce un meseriaș a tăiat țeava de gaze crezând că e cea de apă. Eu zic că asta cu tăiatul mai degrabă o lași la brăileni, nu la gălățeni. Că ei, da, sunt, da, hai, ia, pentru asta. Continuă știrea. Știre, ești prezentatorul. Ăsta e titlul. O continui. Zici ceva ce s-a întâmplat. Păi a tăiat țeava de gaze crezând că e cea de apă. Oamenii vor de tare. După ce a văzut că totuși țâșnește lichid... Eu cred că avea boală pe cineva. Omul s-a gândit că nu e gaz de ăsta, așa, a zis că e GPL. Și a zis, bă, sigur, trebuie să insist. Nu, trebuie să o tai de tot, să curgă tot gazul ăsta lichefiat, că după aia trebuie să vină și ăla gazos. Sau poate era un hitman low budget. Eu mă gândeam că e un meșter de spate, are o boală, gen cum e, bă, mă, să știa că ai, nu distin culorile alea, roșu și verde, bă, daltonism, da, poate are un daltonism de ăsta la țevi. Nu știu omul care e de gaz, care e de apă, mai îți vine acasă, îți mai montează, îți trage curent electric în WC-ul, țeava de apă la aragaz, nu știu. Da, dar nu e ceva normal, adică mie a venit unul la un vecin să-i repare țeava de apă și mi-a oprit-o mie. Nu mi-a făcut. Ți-a făcut-o ție? Și nu am mai mers mie și după aia i-am spus vecinului să-l cheme înapoi pe ăla, au venit, dar la tine acasă. A reparat și a oprit pe tot blocul. A, frumos. Dar aveam eu. Ce tare e asta. Bă, cum eu... Că doar nu să... Ce e, ca la centralele alea de telefonie? Nu știu, mă, cum reușește, nu știu. Să oprești apa adică tot blocul, eu... să meargă la un singur om? Păi, e foarte... Cred că... Na, dar nu știu, dar e foarte dubios asta. Să îți repare ție, să nu mai meargă la ăilalți. E cumva ca și... Exact cum am făcut eu întrebătoarele diferită, în casă. Nu chiar la toți, adică, nu știu, oprit o coloană diferită. Dracu, să le ia, nu mă pricep la țevi în puii mei. Adică ai fi dorit să vină ăsta care tăia țeava de gaz, să ne lase, domnule, apa. Cât de gătit, mai gătim cumva, dar să nu te speli. Da. O, nu vezi pe mine? Da-i mea apa, lasă-mi gazul. Totuși, ce meserie o fi avut omul ăsta, că instalator nu era. El era meseriaș, ți-a spus, nu era instalator. Bă, meseriaș, dar el era meseriaș sau era meseriaș? Bă, dar meseriaș îți spune în titlu, meseriaș nu spune că e instalator, îți spune că e meseriaș, are mai multe meserii, că de-aia e meseriaș. A, corect, corect. Păi probabil că a greșit meseriile. Că altfel era instalator, de-aia el e meseriaș. Dar la noi nu e un cuvânt care înseamnă gen cool, că e meseriaș, ceva e meseriaș. Da. A venit în vocabularul ăsta, în jargonul ăsta, jargon. Era un meseriaș meșteriaș. Argou și jargon. Așa, în astea două de la Scovache. Meseriaș a devenit ceva, bă, ce sacou meseriaș, ce da, hanorac meseriaș. De fapt, e de-am pula. Când îi spui cuiva, bă, ce hanorac meseriaș ai, merge, să faci treaba cu el. Da, mă, ai văzut ce s-au schimbat valențele cuvintelor la
dacă te gândești da, mă, pe vremea părinților noștri... Valențele cuvintelor, nu, stai. Da, mă, când era măta tânără. De nu, mă, asta e două surori de aleluia. Ai văzut ce s-au schimbat valențele? Era o chestie așa admirativă, că ia uite... Alex, e un băiat muncitor. Acum ai observat că e totul peiorativ. El a zis, ce față de muncitor are la așa și nenea asta. A fost și el muncitor meseriaș, dar nu era pe meseria lui. Na. Dar, minim, el om a tăiat până a explodat. Adică nu, păi, la bănesc că a simțit un pic de ceva. Boss, da, dar poate și-a prins o țigară, mă. Dar nu mă, dar când dai seama chestii... ca să tai o țeavă, e ceva de muncă acolo și ți-a prins o țigară, dracu, că na, dacă era apă ți-o stingea, dar așa. Nu mă, dar mă gândesc bonfire sau flex, fierăstrău, chestii nebunii. A crezut că tăia și manual cu o pânză de aia de bonfire. A, și cred că avea COVID când a simțit miros. Cred că s-ar... Băi, ia chiar caută știrea, vezi dacă omul n-avea... Avea COVID când a simțit avea mirosul. COVID, dacă n-a simțit mirosul, da, clar, e ceva în regulă cu el. Cum mai zi o dată știrea meseriaș? Că Unde ai pus? Stai, mă, meseriaș din Galați? Buznar, meseriaș tăiat... Galați. Uite, am scris meseriaș Galați. Olex. Uite, am găsit anunțul. Am găsit anunțul cu tipul Olex. Meseriaș Galați. Ofer servicii de lăcătuș, mecanic, instalator. Îl sunăm? Ghilie. Nu, n-are ce. Dude. Cum ar fi să-i luăm un interviu, să știm ce... No, nu vrem să știm. Hai să vedem ce mai avem în Găleata cu știri. Încerc să fac orice să distrag atenția la faptul că bei. Avem așa. Fuego șochează. Asta e. Ah, ok. Nu, no, stai. S-a ținută... căcat în mijlocul roșu. Nu, sigur era copii în loc de babe. Ce poate să facă Fuego să șocheze mai mult decât era cum să... Era copii în loc de babe, asta spun. Era... Ah, ah. Dar nu, dar se cacă și ei pe ei. Tot... Gen și copiii și babele. Încerca să scuze că era cu copii, nu cu babe. Ah. Și găsea atribute comune ale babelor și ale copiilor. N-au okay, din singură. Fuego șochează. Ținută de mii de euro pe stradă. Era într-un de la de cosplay, sigur era Iron Man. Probabil poate și-o lua și zborul. Nu, sigur a făcut ceva parteneriat cu primăria. Și a luat, s-a îmbrăcat în ghirlandele alea de le-a pus fire anul trecut pe, în oraș. Și a vrut 2-3 mii de becuri de alea și a ieșit așa pe stradă. Bă, ce poate, cu ce poate să mă șocheze Fuego, frate? Păi deci, s-a îmbrăcat cu ținute de mii de euro pe stradă. Ce bă, cu, adică eu el e mereu în ținute de mii de euro, dar mă aștept ca tura asta, dacă șochează, așa să se fi îmbrăcat așa ceva de genul, nu știu, Balenciaga, așa și training-uri de alea, cum se îmbracă Delia sau chestii de genul. El de obicei știi care costumele alea cu aripi și cu dracu făcute manual de o băbuță din Galați undeva care na, bă, are o mașină din Germania care n-a mers. De ce nu l-a luat nimeni într-un juriu la un show până acum, v-ați gândit? N-au bani, bossule, n-au bani. Este un ceva. Fuego? Zintă, da, o emisiune pe la TVR sau ceva, nu știu, e prezentator. Nu, emisiunea să, lui. Nu l-ai vedea la Ai Umor în juriu? De ce nu? Să stai acolo, să-ți dea feedback după ce urca pe scenă. Tot nu aș lua, adică. Sau la România au talent, la... Noră pentru mamă. Eu nu l-aș vedea la mireasă pentru fiul meu la da, ceva. În rolul mamei. Bă, să știți că acum dacă stai să o gândești așa, Fuego este un mare... poate să fie o mare problemă pentru coveșteanul care la vorbește lumea. La, e ceva, o emisiune pe ProTV, da, 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 miezul zilei, dar n-are, dacă ești un om care ai job, n-ai cum să știi de emisiunea. Eu acum stau acasă și știu. Dar este un penibil care mi se pare că e foarte pretabil pe Fuego. Adică dacă Fuego își propune să preia emisiunea, eu cred că Cove are o mare problemă. Dar eu am vorbit cu Fuego, v-am povestit? A, și a zis la ceva emisiune de gluma aia de-am făcut despre el. Că oamenii glumesc și a zis un băiat că cum îl faci pe Fuego? Și eram, nu... Ăsta e maximum ce o să ajung în viața asta. Fuego a zis gluma. Dar n-a zis-o niște băieți pe internet. L-am sunat pe Fuego într-o zi când mă gândeam eu că voi veni cu... Nu, nu, stai un pic, oprește o leacă. De unde e numărul de telefon al lui Fuego? Vreau să știu. Au avut spectacol la zilele orașului Cernăuți. Împreună. A fost opening act pentru Fuego. Am căutat pe net și am găsit, nu știu, site-ul sau ceva care are un site unde vinde tablouri, chestii pe care... E și pictor, artist plastic. Nu le face el, dar așa m-au zis vonul. El le face, le vinde destul de... face o grămadă de bani din tablouri. Toate babele au tablou cu Fuego, tablou făcut de Fuego în casă. Și am sunat crezând că o să dau de ceva manager, vreau să-i propun să vină la un roast, să-l luăm la roast. Și cum a răspuns Paul?
A răspuns Paul gâfâind. Nu, taci. Și a cerut scuze. Cer scuze, urc niște scări, nu știu ce. Și eram... Dumneavoastră sunteți... Da, cred că e și chitros, mă, dacă... Bă, n-are, tu îți dai seama, faci dacă omul... Dacă n-are manager. Nu că manager, o secretară, măcar, să nu răspunzi tu. Și mi-a zis că nu e genul de... Nu se pretează cu... Nu vrea să bage la roast asta, au zis că nu... Da, mă, știu are... pe cineva... Dar au răspuns finuț. A zis că apreciez ceea ce face și la 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 la. Mi-a scris acolo vreo 4 rânduri. Pe mi-a rugat să trimit un e-mail cu ce vreau să facem. Și m-a refuzat frumos. Mai știu pe cineva care l-a sunat pentru un eveniment caritabil și i-a răspuns că nu face nici caritabile. Nu, dar i-a zis cu o voce de preot, așa mi-a povestit persoana respectivă, că a zis, nu sunt interesat, dar mulțumesc, sănătate. Și a închis. N-a stat foarte mult la discuții. Dar cu ce să se fim... Caută-te rog că vreau să știu cu ce s-a îmbrăcat de a șocat. Bă, dacă nu s-a îmbrăcat haine. În brad neîmpodobit să-l împodobească lumea cu mir și smirnă și aur ca cei trei mari de la să pe Fuego, să-l bagi într-o tot el cu bradul și să-l bagi într-o reclamă de Crăciun pe la Coca-Cola, să fie gen șoferul la tir sau, nu, sau chiar să fie Fuego moș Crăciun. La Dedeman e bun, bosule. La Dedeman. Da. La Dedeman eu cred că ar... Păi da, Dedeman vinde orice, mă. Am văzut, eu am luat chipsuri de la Dedeman, ești nebun. Am luat produse alimentare. Am luat... De ce ai luat produse alimentare? Pentru că mi-era foame când eram în Dedeman. Nu, frate, dar la Jumbo, cred că ar fi... Sau la Jumbo? Mascot. S-apară, la da, Jumbo chiar sunt toate mizerile de pe planetă. Toate chestiile de care n-ai nevoie. La jucării Fuego sunt toate? Action figure Fuego? Ce tare ar fi asta, da, bro. Da, și poți să-i scoți aripile. Știi că la un concert i-au ridicat aripile în spate? Du-te, mă. Da, mă, avea un sacou așa și avea niște aripi pe spate, așa trase de astea. Și au ridicat aripile în concert acolo. Bro, da, omul are de-asta show-uri cu producție, Lady Gaga, astea nebune. Păi la alea de la sala palatului îți dai seama că trebuie să faci și tu ceva. Backing vocals nu a avut că... Nu umblă cu femei. Ian, tu nu putea. Dar totuși în ce s-a îmbrăcat? Că-s mor. Bă, de nu, e cu niște haine, nu, doar că scumpe. Eu am crezut că s-a îmbrăcat în brad, jur. Și până lumea și-a aruncat ghirlandă pe el sau... Avea ceva o bluză care se pretundea cu cealaltă parte. Era pe... Nimic, dar scumpe, haine scumpe, asta e. Și cu asta a șocat. Na, probabil că tot vreun wow biz ceva au... Au făcut ei o știre dintr-o zi banală din viața omului, domne. Uite, mă, că a șocat de mai multe ori. Fuego șochează, va fi alături de 130 de oameni pe scena de la Sala Palatului, a? 130? Atâți a avut? Da. Doar 130 de oameni? Am backing avut vocals. Un show. Toate babele care știu melodii. Am avut și o show cu 130 de oameni. Wow, continuă știrea asta. Probleme grave la autostrada care ar trebui să ne scape de aglomerația de pe DN1. Deci, stai un pic, stai. Probleme grave la autostrada care ar trebui să ne scape de aglomerația de pe DN1. Păi nu e. Există vreo autostradă? Da, asta mă gândeam și eu acum, m-a luat prin surprindere. Deci a fost se propune, a început tot așa cu metru ca ăla din Suceava, adică... Nu, dar cum să fie probleme la o autostradă care nu există? Pe asta e, eu cred că problema. Sau trebuie să zici, bă, avem o problemă cu autostradă. Ce? Nu avem. Mai așteptăm să apară sau... Ne apucăm de ea. Nu, eu cred că e cineva, o băbuță tot așa, care și-a făcut o casă fix pe unde trebuia să treacă autostrada. Și, bă, nu poți să o muți pe babă de acolo. Da, și zis, bă, renunțăm la autostradă. Faci, frate, cât de greu e, mă, să faci o autostradă peste casa omului. Nu e, nu. Păi, dar n-ai voie că lumbrești. Dar faci o alveolă. Pe lângă, da. Am văzut, chiar apropo, nu de poți să mergi chiar pe toți, trebuie să-i muți. Acum, gata, nu mai faci autostrada că nu poate o băbuță. Faci o curbă. În China am văzut o autostradă suspendată în oraș. A fost în China? Care am văzut știrea cu poza. Și bretelele autostrăzii suspendate treceau pe lângă casa unui nene treceau care n-a vrut să se mute de acolo. Ce înseamnă chinezii, bă, băiatul? Da, mă, ce, și-au făcut-o și în două zile. Știi că la americani sunt blocurile alea de trece tramvaiul pe la geam, îmi pui mei și se plâng mereu de zgomot. La noi nici nu poți să facă autostradă fix prin grădina babei. Păi da, mă, dar nu vrei să superi bătrâna, că... Da. De fapt, stau prost cu auzul, ar trebui să poți face autostradă pe lângă. Pe de o parte, pe de alta, ce probleme se există la autostradă inexistente? Când vreodată am avut noi, domnule, probleme cu autostrăzi din țara asta? Cu alea existente n-avem, cu alea care nu există. Asta e fake news, cu siguranță, n-are cum. Da, n-are cum. Eu cred că e o chestie totuși de studiu de fezabilitate. Bravo, ai ghicit, eu m-am uitat. Care, serios? Da.
A expirat studiul de fezabilitate. Nu, au făcut licitația și ăștia care au participat au zis, bă, dar din documentația voastră sunt multe chestii pe care nu le înțelegem și nu par să fie ok. Și au găsit 80 de minusuri, adică au pus 80 de întrebări la celălalt să ia ca documentații. De ce n-ați făcut aia, de ce nu știm cât cea, la ce adâncime ați forat și... Deci 80, nu zici cu una, bă, dar 80, adică nu. Și au zis, bă, dar na, așa a ieșit, că l-am făcut. L-au făcut acum vreo prin 2015. Ah, păi trebuie 2020, alt studiu. Alt studiu și, care... Care să fie mai ok, să aibă 80 de plusuri. Și să aibă și o durată de valabilitate mai lungă. Ce astea, studiile astea care expiră în 5 ani, ce e? Adică... Să fie pe 30-40 de ani. Mie așa mi se pare normal. E cum au făcut și studiul pentru metrou din drumul Taberii, că de-aia s-a făcut mai greu metrou. Dar chiar i-a dat drumul? Merge acum, nu există metrou în drumul Taberii? Tu mergi cu metrou? Nu, eu nu mai merg, nu mai plec. Nu mai mergi? Cred că este, da, este. Îmi iau un cărucior cu rotile cu Swarovski imediat. Eu dat drumul, dar na, îți dai seama, n-au făcut concert cu Smiley la inaugurare, că era pandemie. Dar puteau să facă gen Smiley. O treia cu Farfecuța, mi se pare. Să stea Smiley în stație. A, și să cânte așa pentru fiecare om, nu? Cât un vers, așa. Când treci să-l vezi un pic. Ce piesă are Smiley acum mai nouă? De unde care... vii la ora de asta? De la muncă futute în gură. Nu vezi ce aglomerat e? Hai, Șerban. Ia o guriță de bere, de suc. Vezi că... Dar cu ce poftă amesteci în gândeata asta. Ușor, mă, nebunule. O, mă, gata. Strici setup aici. Asta este o știre pe care am rupt-o eu. Ok. Citește acum. Trebuie să ne dăm seama de mai mult. Spitalul din Ștefănești evacuat după ce paznicul... Știu eu că eu l-am spus. După ce paznicul s-a distrat, da. A dat cu spray lacrimogen după o pisică. Serios? Da. Și-au evacuat toți oamenii. De ce ai dat cu spray oamenii? Lacrimogen după o pisică? Adică pentru chiar că... te simți amenințat? Sau vrei, bă, ghinion, să-i dai leașăn? Nu, mă, ghinion, eu cred că a fost ghinione. Și pisica de vină. Probabil că a zis pisica ceva, muie PSD, a zis ceva nasol și ăsta a zis, păi da, nu știu, de la jandar. Ce vrei să spun? Era paznic, era din asta angajat de o firmă de protecție, nu era niciun mic, să nu păi dăm în jandarmi. Păi da, dacă și-a dorit omul toată viața lui la jandarmerie și nu s-a putut. Că eu nu s-a cred putut. Că a fost cumva de necaz, că n-avea pistol de la... A zis, nu pot să-mi puși, dau cu șprei de tu măte. Dar e bine, adică ce alte alternative mai are? Că peste o pisică Boss, cum faci? A zis de capcană, mă, de-aia cu... Era de plictiseală, mă. Capcană, de-aia pui și tu o bucată de șuncă și de-aia de șoareci să-i prindă lăbuța sau chestii de genul. Îi dai cu spray lacrimogen în puii mei, dar chiar ești sadic. Nu, dar stai că pisica a fugit, de-a că n-a stat. El a văzut mâta. Dar de unde știi tu? Am citit, mă, știrea. Dar știi tu că n-a venit la el să o gâdile sau ceva și i-a dat jet atunci? Eu zic că el era așa, a văzut pisica, știi, creierul a făcut spray. A dus mâna, când a dat pula, nu mai era pisică, era plecată, știi? Deci, mă, spray-ul a rămas acolo. Dar și oamenii care au inhalat spray-ul ăla, de ce s-au dus acolo să-l inhaleze? Bă, adică n-aveau altă treabă? Nu știu cât, vreo 60 de persoane total, personal medical, oameni cu paturi scoși afară în curte. Îți dai seama, erau oameni cu probleme respiratorii cu datea. Și ăsta a dat, dar mie mi se pare că ăsta e, bosule, nivelul de paznic, de... Eu cred că eu și verificat. Erau aha, simțiți? Păi n-aveți COVID, ești acasă, futu-ți gura, mă, te-ai simțit și pe lacrimogen. Că bine le zicea Chelu, mai ții minte? Ești doar un paznic borât cu ceapa în gât, zi mulțumit că ai crescut, fii mulțumit că ai crescut cu vaca la păscut. Adică asta e, frate, aici... Salut, Chelu, dacă ne urmărești. Aici mi se pare dar topul. Ce, uite, știi că ai problema? El se plictisea, boss. Asta a fost problema. Ce faci? Tu ești paznic. Ce faci să te amuzi? Stai toată ziua acolo la măsuța aia. Boss, dacă n-ai baterie la telefon, stai pe telefon. Da, ți-ai Talking Tom. Bă, să știi că e foarte entertaining ăla. Ți-ai Talking Tom cu pisica, adică... E foarte entertaining ăla. Acum câțiva ani am pierdut jumătate de zi cu ăla și tot îi ziceam chestii și mi le repetam. Dacă ne-am pierdut bani, ai băgat la păcănele cu Talking Tom. Dar zi, mă, ce-am zis. Da, e... Zi, dă un leac de plictiseală, adică ce spune omul ăla? Știi, poate mai sunt paznici care nu vor să dea cu spray, dar vor să distreze. Ce faci? Ești paznic. Bă, Doamne ferește, Doamne ferește de vreo carte. Chef, frate, nu știu. Eu aș percheziona oamenii când intră în spital. Sau așa, mi se mamă, pare, cât bă, de tare ar fi. Ah, ce tare aia când îl pui la... Aha. Și îl verifici. Bine, acum n-ai voie să-l atingi, faci așa pe lângă el. Sigur n-aveți modul, nimic? Da, dar faci așa, chiar nu-l atingi deloc și faci așa că simt eu undele dacă... Sau să facă cum făceau tu... Mă rog, voi n-ați fost în București. În cașii.
cum. Voi n-ați fost în București like since like forever, dar înainte, nu știu dacă mai fac acum ăștia de la RATB controlorii la fel. Mai băgau un deget de furt când aveam bilet. Nu mă, dar era la modul n-am bilet. Bine, scoate buletinul. N-am. Arată-mi scoate că n-ai. Kilotul. Păi și nu mă, după aia te dădea jos și cu... ținea morală jumătate de oră. Eu nu știi pe asta cu arată-mi că n-ai buletin? Așa îți făceau ei arată-mi că n-ai buletin. Păi cum? Cum? Să păi întorc buzunare să... Păi și ce facem? Te-a prins vreodată așa? Da, și mi-a zis arată-mi că n-ai buletin. Și eram la modul, păi cum să-ți... cum ai terminat? M-au dat jos, erau și jandarmi. M-au dat jos, erau și jandarmi. Era Marius, nu uite pisica. Institutul Mina Minovici, pe linia lui 102 și m-au dat jos și cât s-au uitat un pic într-o parte, bam, am fugit între mașini, n-am mai alergat după mine, că n-aveau cum să treacă bulevardul în fugă după mine, eu eram handicapat, fugeam printre mașini, dar ei n-aveau nicio scuză. Dacă te-ar prinde acum în puii mei. Așa să facă și ăștia. Dacă ne urmăriți controlor de autobuze. Ah, ce aveți, stupefiante în geantă? Cât iau un controlor de autobuz? Arătați-mi că n-aveți. Dacă avem oameni care ne urmăresc, cât ia gen șpagă, să te lase în pace sau cât ia salariu? Și șpagă cu salariu, adică... Păi da, mă, că sunt curios. De vrei? Da. Te mai plimbi, nu știu. Bă, acum nici... Te mai plimbi pe aceeași rută, nu-i... De câte ori ai vrut să mergi în același loc? Dar nu cred că ești pe aceeași rută, mă. Nu, că sigur le fac ăștia diversificarea rutelor, să nu se plictisească, știi? Da, dar nu știu, te urci așa, aceeași, la mine vorbești acolo, cu oameni diferiți în fiecare zi, zonă, adică, nu știu, e... Au pus o linie de autobuz care s-a deschis fix când m-am mutat eu, că e ultimul bloc, la mine e în câmp, de acolo e pancartă cu Jilava din Berceni. Și au deschis o linie de autobuz care e foarte scurtă și se adună câte două, trei autobuze și stau acolo, că nu poate să... mai gol tot timpul. Și îți dai seama că ăla face, nu știu, cred că ruta o face în vreo 40 de minute în fiecare zi. Șerban, gândește, ruta aia s-o face în fiecare zi de 50 de... Cât dracu o face în... Băi, eu am un prieten care s-a făcut Vatman pe metro, mă. Nu știu, îl invidiez atât de mult. Bă, dar știi că ăștia care sunt... Ce? Cum a reușit? Au dat niște examene, niște examene, nu știu, da. Da, mi-a zis tot un prieten care... Niște cursuri și după aia au dat niște examene. Vatman ăsta pe metro, și invidiez. Ei nu conduc metrou. Ei stau acolo. Metrou îi conduce pe ei. Băi, deci oprește niște stații, atâta tot. Da, îi opresc în stații. Sunt niște stații speciale, punct fix, care ăia conduc metrou. Ei sunt acolo doar în caz de urgență, să aruncă un ușe, să dea slam break sau ceva. Na. E un fel de arbitru de tușă. Da, e... Cât de șmecher, îți dai seama că poți stai pe telefon toată ziua? Și câți bani ia? L-ai întrebat, sigur. A? Băi, e sunt dezvăluit ceva din acolo. Lumea vatmanilor de metrou. Spune-ne, Alex Șerban. Ai o grămadă de cenzurezi? Da. Nu, zi între. Bă, nu știu, ideea e că omul lucra la corporație și a preferat să se ducă să facă chestia asta. Adică ia peste un corporatist. Deci, la ce corporație lucra? Măcar să-i facem de respect. Știu că ia vreo 50 de milioane. Sau asta vreau să zic peste 1000 de euro. Dar da. Când entry level, gen... Da, fără e asta zic. Și alte... Mau, da, ți-ai greșit. O să căutăm. E gen asistentul omului care pune frână. Ca să înțelegi că sunt doi mereu. Ah, bă, dar mai ții minte metroul? Dar nu-i bătaie pe locurile astea? Ce? De, nu-i bătaie? Evident nu-s că gen... e și trebuie să ai pe cineva care avut, să... Da. E din asta gen avut pe 6 cineva pe loc, ca la, cum era pe vremuri la facultăți. Ai dat la Vatman, da. Câți, bă, 10 pe loc. Da, bă, dar și când ajungi, frate, nu faci nimic, doar pui frână, frate. Cât a stresul să ai și dacă îl izbești pe unul care e pe linie, aia bă, e. Bă, dar că... ce căuta pe linie? Că exact. Că el s-a sinucis, nu tu l-ai omorât. A, și să nu mai zici că după aia să vezi armată de psihologi și să duci să-i vadă, că să n-aibă PTSD. Bă, nu, din ăla. Mic, e foarte nasol. Dar știu că soția este. Soția unui dar... prieten lucrează în Anglia, într-o stație de metrou, vrea și ea să devină Vatman, că sunt mult mai bine plătiți, lucrează într-o chestie de aia, gen de control acolo. Cred că de fapt aia care nu știu ce fac, într-un fel de tur de control de la metrou. Și zicea că la ei în stație erau nu știu câte sinucideri pe lume, gen vezi oameni cum mor des acolo. Come on, dude, dar intra metrou prea în viteză sau nu știu, da, nu aveai timp să-l vezi, adică what the hell. Au pus tot felul de chestii, panouri, n-aia să nu te arunci. Că mie mi se pare da, că totuși ar trebui protejat de tot felul de chestii, mai ales și după incidentul ăla de la Dristor, când tipa aia au împins pe altcineva. Acolo, și mai stau și la Anglia, unde zici tu, cred că e și un hobby, bă. Unde ne sinucidem astăzi? Da, cea mai tare fază și cu asta... Oare Mind the Gap e de la ăștia care se aruncă? Nu cred, no. E să nu... Cea mai tare fază la care am asistat eu la metrou, eram la Piața Unirii 2, acolo unde sunt scări din ambele
direct și din față și din spate. Și erau metrourile alea, erau metrourile alea galbene, dacă le mai știți, cu vagoane separate. Și nu mergea aia, atenție, se închid ușile. Era vocea de ăla care trebuia să pună frână. Atenție, se închid ușile. Și erau doi. Și s-a auzit în boxe, unul dintre ei a făcut atenție, se închid ușile. Și celălalt s-a auzit pe fundal, văzând după una că coboară pe scări, face, stai, așteaptă, așteaptă să vină și pizda asta. Tot metrou a fost la modul what? Care? Chiar a zis asta? Toți, da, toți au fost la modul care pizdă, mă, ia. Da, bă, vocile mele preferate. Știi cum îl faci pe Gabriel atent să audă că se închid ușile? Mm. Haide, atenție, se închid ușile. Bă, am și eu un guilty pleasure, ce vrei. E vocea mea preferată de om de ăsta care zice chestii. Eu nu știu cum te angajează că toate seamă la fel în Kaufland. E vocea aia care spune... A, stai că nu, ăsta a distrus setup-ul. A distrus microfonul. Nu uitați. Mai... Ce faci, mă? A distrus microfonul. Ia. Ei, pe jos, unde poate să fie? Cut! Pe jos. Ce? Dacă-ți pe spate. Merge microfonul și fără buretele ăla? Ca să nu se audă toate pâurile, surile, șurile, țurile. Nu, și-am zis că nu te ia nimic. Nu, dar rămâne și asta, rămâne și asta la mod, să vadă lumea cât e de prost. Vocea mea preferată este... Coi, deci nici Grigorescu nu făcea pe asta să-i dispară buretele de la microfon așa. Unde dracu e? Bă, eu n-am avut cum să-l iau să-mi... Deci nu... Crezi că ți-ai intrat în glugă? Bă, e posibil. Ia stai. Nu e în glugă. Nu e nici jos, unde dracu e? Ia uite, omul l-a văzut de acolo. Mai fac ăștia... Tras doi. Mai fac ăștia glume de ochiul meu că... Fost de eu s-a operat. Puneți buretele la calea mea pe muștiu flug. Ziceam de ăștia de la Kaufland că anunță niște promoții. Din alea zic, ulei de floarea soarelui acum doar în următoarele două zile în promoție 2,40 lei. Kaufland, ieftin și bun. Bă, și zice cu ultima urmă de, n-am mai fost de mult, dar de vreo 4 ore am prins, bă, ultima urmă de zile, așa, de ce efectiv nu-ți vine, îți vine să ieși din magazin atunci. Haideți la noi. Și în mai multe magazine am auzit același stil și săi, o operatoare alea live, care sunt acolo la ghișeu. Kaufland, și poate apelează la mila oamenilor, știi, și la compasiune. Kaufland, ieftin și bun, luați, doamna, unul lei, boda, Kaufland, boda prost. Da, hai să mergem mai departe. Avem o știre foarte frumoasă aici. Profesor universitar din Sibiu, filmat de studenți în timp ce naviga pe un site cu anunțuri ale unor prostituate. În timpul cursului și-a uitat zoom-ul ăla deschis, sau după curs, nu știu exact, și i-au făcut prin screen cum se uita acolo la... Bă, mie mi se pare un exemplu de așa, da. De ce? Omul e clar că este un om ocupat, n-a avut timp. Și când vrei să te uiți la un film porno, faci un pic de research înainte, te uiți ce mai e în trending, ce mai e fresh, ce mai așa. Și probabil că omul a vrut să-și facă o mini triere și să vadă acasă care e treaba. Nu trebuie acum. Eu cred că era acasă, că era curs online. Ideea e că mai bine îl lași să se ducă la curve, că dacă nu se duce, ce după aia are de alea. Cum mi te adresezi tu de acum, Gabriel? Băi, aia de la facultatea din Iași, da. De la medicină. Cum mi te adresezi tu? Ia spune tu, cum mi te adresezi? Bă, uite, n-a văzut nimeni partea asta bună, știi? Gen, lasă-l să fută și pe el. Da! Că... Bă, da, e, bă, era un om e. Bă, da, era mai bine dacă le agresa pe studentele, nu mai bine stă el pe site-ul ăla acolo și face un freaky-freaky joc din manu după, decât să le și strângă cu ușa pe fetele. Și poate doar s-a uitat. Astea. Păi doar s-a uitat, că normal. Că n-ai dovada că s-au așa sunat, adică l-au prins și pe asta pe Zoom? Doar s-a uitat. Dar bun. Eu eram curios care erau preferințele, ce a selectat, adică ce... Bănesc că a intrat acolo, a dat click să vadă. Bă, BDSM. Eu m-am gândit că poate... Poate își dorea să ofere ceva. Dar ce profesor era? Că așa putem să... Și asta e, cred că e de fizică. De cred fizică? Dacă nu mă înșel. Foarte dubios. Eu mă de atracție fizică. Poate își dorea să ofere o bursă sau ceva. Știi? Cum sunt ăștia care au ajuns profesor, doctor, universitar și oferă bursa... Nu știu, ajungi super șmecher, ești cel mai șmecher vatman de metrou din București și vrei lunar din aia 5.000 de lei, 500 de lei să-i oferi unei amărâte de pe un site de prostituție online. Fata de la pagina 5. Pagina
Oare mai eu e? Nici nu cred, bă, că se uita pe un site porno și așa. Poate eu cred că deschis. Pur și simplu făcea prezență. Alea erau elevele de la el de la clasă, frate. Dacă așa erau ele pe Zoom. Omul ce vină are dacă așa erau pe Zoom? Așa dar poate a intrat și el pe filme.net și l-a trimis pe Publi24. E posibil ai mai pățit, nu? Da. Bă, dar nu știu cum dracu te trimit linkurile alea. Da, direct. Da. Și pe oricum, criterii. Oricum, mi se pare că omul nu este în zona de flagrant. Cum este dacă, nu știu dacă mai țineți minte, a fost știre națională cu profesorul de religie de la Copșa Mică. Care a fost filmat de, în clasă de niște elevi în timp ce se scărpina la Copșa Mică omul. Și păi și se scărpina sau se lăbea și a păi era și preotă, mă, adică se scărpina, se lăbea, bă, cu pula, bă. Era și preot și profesor de religie. Stai un pic, boss, cum l-au filmat? Adică l-au filmat în timp clasă? Da, în clasă. Dar poate le arăta așa, nu, gen, spune nu Malahiei. Spune nu Malahiei. Bă, dacă era să filmat cu Malahie sau nu? Nu știu să-ți nu mai știi, spune că nu te-ai uitat. Că nu m-a interesat. Mie. Păi nu te-ai interesat. Mai să critici, știi? Da, exact. Acum, îți mai vine, boss. Ținut-o niciodată la muncă? Bă, ba da, dar nu m-a filmat nimeni. Am avut grijă. Păi dacă stăteai în cubicle, ai căutat fix colțul ăla din birou unde nu bat camerele. Da, îl da, vedea da. Toată lumea, dar nu era filmat. Filmat ce faci, dar nu merg camerele. Bă, da, și dacă mă vede cineva, e cuvântul meu contra cuvântului. Bă, dacă eu cred că dacă îl vede cineva pe Covache, zice, e Covache, măi. Da, e... Ce zici dacă te prinde la muncă? Gândește când lucrai la birou sau unde lucrai tu la birou. Da. Te prinde la locul de muncă, bă, te lași purta de val. Și... Nu o duci, da, ești acolo, în zona aia de așa. Mamă, așa te tare vede cineva. Ce zi? Așa tare îmi place munca mea că n-am mai putut să mă... trebuie să-mi dau o labă că m-a excitat prea tare ce aveam de făcut azi. Tu e de alea, pe așa îmi vine câteodată. Măi, măi. Da. Cine n-a extras? Nu mai știu, eu cred că trebuie hai să mai ia. Hai că avem mult de când filmăm, nu, Mădălin? Avem mult? Explicațiile incredibile pe care le găsesc românii ca să iasă noaptea din casă. Bă, ați ieșit în afara orilor permise nu, de partid? Nu, eu n-am ieșit. Dar m-am gândit la chestia asta. Ce zice? Eu, te singura poliția, chestie... O singura... bagi pe aia. A? Așa-mi vine. Așa-mi câteodată. Vine. Exact. Bă, nu știu, acum nici nu mai ai magazine deschise, nu mai ai, nu ai doar da, benzinările. Da, mă, asta e chestia, că n-ai unde să te duci. De ce nu poți să te duci la benzinărie? Nu poți să te duci la benzinărie, dar... Prostituate? Nu, că nu mai sunt. Cred că pleacă nu și el la ora 9. Păi eu am în fața blocului și nu le mai văd. Mai în fața blocului? Ce, în fața blocului, serios. Stop, Mihai Bravo, nu e ceva dubios. Sunt acolo prostituate pe stradă la tine în fața nu, blocului? Nu, el are curbe. Tatiut. Și nu mai sunt acum? Nu mai sunt, nu știu ce-o făcut. Cred că le e frică. S-au retras pe Zoom. E cu distanța bun, socială și nu prea poți să apuci de la 2 metri. Dar nu e foarte nasol acum? Adică bine, prostituția în general e o chestie nasoală care na, lasă urme și nu e ok pentru oameni și așa, dar în perioada COVID-ul nu e ciudat să... Bă, nu știu, ți-am spus, nu mai sunt, că e o idee că le și urmăresc. Că-s curios, cam câți clienți au, cam ce fac. Un fel de bird cam... watching? Bă, da. Mă mai relaxez, vorbesc la telefon și mă uit la curbe. Și mă relaxează, asta fac eu după program. Asta-i, și ce, hai ele... să vă povestesc cea mai tare fază care s-a întâmplat, că mai vine poliția din când în când și le mai identifică. Și într-o seară se certau două, că mi se pare că au venit câteva noi. Dar ce poliția are aparatul de identificat aici? Sau cum le identifică? Nu, Marius, nu. La buletin mai mare, nu mai fi vulgar. Și Doamne. Mi se pare că au venit câteva mai de pe Ștefan, așa, mai din josul bulevardului, așa, și au venit asta acolo. Cu, gen, au fiecare zona ei de... Dar au spotul lor, adică, na, sunt aceleași fete, le vezi, că una e mai grasă, una e mică și vorbește gros, adică, na, am prea multe povești cu ele, sunt prea tari. Ei bine, și într-o seară au venit una nouă, că nu n-o mai văzusem, n-o mai era, era blondă, că celelalte sunt brunete, știi? Și s-o certat pe spot. Pe care opa. E locul lor, știi? Și aia mai mică, băi, a dat un pumn în față, frate, efectiv, băi, un pumn în față, dar cealaltă a căzut în cur. Așa, după care... Să uite aici asta, nu da, mai ridică. S-o mai certat așa, aia s-a ridicat din cur, a dat un telefon, așa. Între timp a venit un client și a luat-o pe aia cu nasul limpede, știi, cu nasul ok. Și după aia a venit poliția și a luat-o pe aia la altă care a căzut în cur. Deși bătută și luată de poliție. Ia auzi.
săraca. Mi s-a părut ceva tare faz. Elegant. Eu știu tot acolo pe la tine era un restaurant restaurant libanez și era un băiat acolo cu un merțan de la negru, volan pe dreapta, numere de Bulgaria, deci perfect regulamentar, care era cu curva lui, practic el era pește, nu știu, și el stătea la restaurant, ea pe stradă și pe urmă asta seara și noaptea, că dimineața îi vedeam la cafea și se pupau la același restaurant, deci gen era nevasta lui. Nevasta peștelui și ăla o producea, ieșea foarte ciudat. Orice afacere, era o afacere în familie. În familie. Da. Mă întreb dacă ar fi făcut vreun copil. Ce? Bă, faza e că peștele ăsta de la mine, de la bloc, e foarte mic, frate. Deci dacă... E un pește coi? Ce prost. Dar tu știi cât e de mic, frate? E mai mic decât curvele și când îl văd așa cu câtul pe un se duce la ele, mă gândesc, bă, sigur îl bate, adică... O să mai discutăm despre curve și episodul următoare. Mulțumim frumos, Alex Șerban, că ți-ai riscat viața. Caz șocant. Nu sunt șocante astea. Caz șocant. Bă, la Predeal. Cu vocea de... Caz șocant la Predeal. Caz șocant la Predeal. O bătrână de 90... Am greșit. Vezi Malavalu. Caz șocant la Predeal. O bătrână de 89 de ani a înviat. Chiar e șocant? Baba învia. Dar cum adică a adică înviat? Adică câți de ăștia nu înviat și au votat peste de 100 de ori? Eu cred că știrea e în felul următor. A înviat în sensul în care a fost prezentă la vot. Deci sigur a fost prezentă la vot cu mai multe buletine de vot în mai multe localități. Bă, nu, eu știu știrea, că na, trebuie să le caut și nu o să mă prefac că nu. Dar stai să mai aberăm pe ea, că mi se pare foarte ofertat. Cum o babă de 87 de ani a adică înviat? Adică te aștepți la unul mai tânăr să mai învie, dar... Cum crezi că a înviat? De ce a înviat? De ce era moartă și ăștia nu știau că e moartă? Ce? Băi, eu știi care ar fi cea mai tare fază, mă? Să fie unul mort așa, să învie așa, dar pentru o secundă, pentru o secundă, două, trei secunde, să fie... Și că... Da, de ce? Eu nu cred că a înviat. Sau să înceapă o propoziție. Cred că e un... El nu presupune că n-a murit, el presupune... El nu crede că a înviat. Eu cred că a murit... Și nu cred că a înviat. Cred că doar apare în ceva. Ok, haide să vedem știrea. Asta e, nu asta. O bătrână avea grijă de ea o altă bătrână, un pic mai tânără. Știi cum e, că, în funcție de vârstă. Aia stătea singur, n-avea o bătrânică. N-avea rude. Deci de o bătrână avea grijă o bătrânică. Așa, și? Și asta a venit la ea. Și asta era țapănă. Și a zis, aoleu, a murit. A sunat la medicul de familie, ăsta a venit, a zis, bă, acum e cu COVID-ul, eu nu o verific chiar la puls și la asta. A stat un pic, s-a uitat la ea, bă, pare moartă. Nu cred, da. Bă. Îi scoate certificatul și ți se pare că e moartă? Da, nu, se mișcă. Și au scos certificatul. Dar nu i-a dat și eu palmă, mă, de astea, nu știu. S-o gâdil. Dar să-i faci așa cu piciorul un pic. Ce? Ce prost ești. Ca cum încerci cauciucul de la mașină, știi? Bă, măcar atât. Bă, ce ești idiot, un bitox, mă, nu se face. Se face cum băt prostul. Nu știi, știi că e meme ăla cu dus something. Și au sunat oamenii la firma de pompe funebre. Ei au, băieții au început să sape groapa, că erau puși pe... erau bine împărțiți, știi? Aveau, bam, apucați-vă de groapă. Ăia s-au dus la ea. Când au luat-o să o pună pe în dricul ăla sau ce așa, bă, dar mi se pare mie sau asta mișcă? Și aia s-a mișcat un pic. Da. Și nu era moartă, de fapt. Asta a fost. Da, avea certificatul. Avea deja certificat de ces, groapa începută. A, frumos. Preotul era chemat pentru slujbă. Dă seama ce dezamăgire a fost. Gen, da, să pui atâția oameni. Eu aș fi murit de rușine așa în locul ei. Am rămas cu mâncare. Bă, măcar, adică... Voi vă dați seama că e vai de curul la bătrânică? Acum, pentru că bătrânica sigur s-a dus să depună actele pentru alea 4.500 de lei care să iau ajutor de mormântare, eu fi și luat? N-are mă când, că... Bă, sunt niște bani, 1.000 de euro, nu fi nebun. De unde mai dă bătrânica banii înapoi acum? Că probabil că la lumânări, colivă, gropari, ăia, n-au da, și n-are ea pensie de... Îți dai seama când o să moară pe bune, când o să mai creadă nimeni? Da, mă întreb dacă Tanti toate Maria lucrările astea... Tanti Maria iar face figuri din alea, că am văzut noi la știri, la Can-Can. Toate lucrările astea care au fost începute pentru ea s-au oprit, au stagnat, da, și le reiau după aia când o să moară a doua oară, practic? Da, era locul ei. Bă, e o chestie, am citit o chestie similară lunile trecute, că în state e unul care a fost condamnat pe viață și a intrat în pușcărie
și a avut stop cardiorespirator, a fost declarat decedat și l-au resuscitat. Și omul să judecă acum cu statul că, băi, am fost dator o sentință de o viață. Am murit, practic, nu mi s-a radiat și ăștia, nu, bă, mi s-a radiat. Deci omul vrea să iasă că, băi, eu am murit odată. Adică, bă, dar mi se pare corect. Bă, și cădea mie, niște ani, adică gen, bă, hai, bă, să niște ani. Bă, nu scădea niște ani, a fost declarat mort. Păi omul are bulan, ce vin ai tu că... Știi nu cum știu, e vorba ce... aia, bă, cu o moarte toți suntem datori. Da. Și el a fost dator păi față de statul american. Păi de asta mai multe sentințe de la pe viață, când vezi că-i condamnă. Păi da, ăsta avea doar una. Proști, i-au prins. Da, dacă avea mai multe, uite, puteau să-l mai mierlească o dată. Da, bă, o să ne oprim o dată. Dar cu ce l-am mierlit? Fim sincer, că deja ne-am lungit prea mult. A? 50? Oh, mamă, dar tot... Ultimele două știri. Papa Francisc i-a dat like la o postare în bikini și totul a devenit viral. Ana Baniciu. Eu cred că mai degrabă l-a văzut în bikini lui pe botezatul. Bă, nu, te duce în zona aia, te rog. L-a văzut, i-a nu, dat like și de aici a plecat. Eu tipă. Ceva prin Brazilia, mega cur din asta de... Bă, până la urmă și Papa Francisc cred că merge după motoul ăla, ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. El fiind trimisul lui Dumnezeu pe pământ, bă, dar de ce? Dacă aș fi Dumnezeu, n-aș da like? Ia uite Dumnezeu ce splendoare a creat. Cu condiția, aveți, cu condiția să fie lucrarea lui Dumnezeu, să nu fie... Sunt complet de acord, adică botoxat. Ai dat like dacă ai fi papă și ai vedea buci? Da, om sunt. Normal, tu ești la curvi în fața blocului. Pe ce am? Noul papa Alex Șerban a fost surprins în timp ce se uita la târfele din fața Vaticanului. Dar nu le fac nimic, doar mă uit la el, văd ce fac el. Da, cred că pentru el e o problemă, el vrea să le faci ceva. Eu mă gândeam că poate, bă, sigur are conturi de-astea mai multe. Papa? Da, are contul, are contul lui Papa Francis, nu știu, Vatican oficial și are din alea. Francesco, nu sunt papa. Și Papa Cico? Ăsta e pe Tinder. El Papa! Papilicious! Papiciulo! Papilicious, da, Papiciulo! Și-a dat, contează și de unde a plecat laicul. Că dacă a plecat de pe aia oficială, da, de pe aia oficială. Este clar poziția oficială a bisericii. Te-a uitat, mă, să schimbe. A, dacă poți să dai din drop-down n-ai acolo. N-ai pățit? Gen, eu am contul de alea unde comentez când postează colegi stand-up și... A, bine că n-a dat trist. Share să scrie de alea cu I like it, like. Dar nu, că n-ar fi zis dacă dădea share și punea un status clar, îl punea în latină. Era Dominum Sanctum Frumosum Aminum. Glutei Maximus. Da, poate eram un concurs de ăsta, gen ceruse tipa like. Dați like. Likedum est. Ce? Likedum est. Likedum est. Poate era concurs și a vrut să o ajute. Să o ajute, prindezi da. Prindezi de-astea cu dă-și tu un like și poți câștiga. Da, mă, da, da. Păi da, tu mi-ai trimis mai săptămâna asta pentru Dominic. Da, asta a fost. Asta a fost. Dar Dominic, da, și el e catolic. Ah, ia uzi. Ok, ultima știre. Cine vrea? Șerban? Da, eu n-am mai trebuit. Nu, că tu strici chestii. Ia-o pe aia bună, te rog. Mama, asta e ofertantă, fii atent. E ofertantă că e poveste demnă de film a unui sportiv. Anul trecut a fost campion la handball. Acum a debutat în echipa națională de fotbal. Nu e vorba de Maradona, că e prea în vârstă, nu? Da. No. Atât. Atât? Da, asta deci e tot. Deci a fost la handball și acum... Păi și nu... acum a debutat în echipa națională de fotbal. Stai mă, nu. Mai zi o dată știrea, n-are cum. Poveste demnă de film a unui sportiv. Anul trecut a fost campion la handball. Acum a debutat în echipa națională de fotbal. Înseamnă că... Sigur în echipa Vaticanului sau echipă de asta. Băi, eu cred că l-au dat aia afară de la handball, că nu juca cu mâinile. Insule Feroe. Era Insule Feroe? Da, sigur, de la Feroe, de la... Insule Feroe. Nu, la ei, mă gândeam acum, Insule Feroe. Dar cum treci de la... Cine și-a trecut? Eu cred că pur și simplu e unul care nu era bun la handball, că îl dădea cu piciorul minge. Trebuie să începem iar podcastul. Da, da, nu, ai fărâmat tot. Ia uite, ia bingănit ăla. Nu era bun la handball deloc. Deloc. Că dădea cu piciorul minge. Dar nu-l încurcă? Hai. Gen acum când strigă ăștia hands. Acum e cu hands, da, îți dai seama. Mă gândeam la zița aia indian, că mă îți dai seama ce șmecher era aia Shiba. La handball cu 4000, da. Shiba aia, mamă, ce, bă, aia rupea în atac, mă, e devastat, bă, aia, mă, n-aveai șanse. Și dacă respingeai, tot avea o mână undeva. Iată Shiba la mingi. De fapt, pe de altă parte, dacă era genunchi. Portar, dacă era portar și la handball și la... Dar dă-ți seama la alba neagră cum era. Eu cred că pe postul de portar doar se putea adapta. Că altfel dacă era jucător de... Bă, rupea pe orice poziție, mă, n-ai cum.
playmaker. Dă seama, orice jucă era playmaker. Masioză. Ce mai mergea? Ce meserii mai mergeau pentru Shiba asta lui? Shiba, pianist la mai multe pian, organ de la la acordeon. Pian de piept. Te-ai dus prea departe cu pianul. Eu aș mers pe acordeon în locul tău, mi se părea mai. Poți, eu aș fi cântat la vioară și la violoncel în același timp. Țambal, boss. Gândește-te câte d-alea, bam bam bam, bam. Dar bine, dă seama cât de greu i-a fi fost, frate. Trebuie, dar orice era bun. Cât de greu i-ar fi fost să fie cerșetor de la fake care și-ascunde mâna în geacă și zice că n-are o mână. Tot pe un cât le-ar ascunde, tot mai ieșea o mână de pe undeva. Era cu geaca, era, hai și va că te văd. Pe bune, ești nesimțită, du-te reacu la muncă. Sau măcar du-te și te prostituează față la blocare. Să vină la podcast, băi, e o fată cu multe mâini. I are... Uneori se ocupă de câte doi băieți când da. Vine. Nu prea, nu prea o ia nimeni să ocută, dar la lăb e... Da, am vorbit tot podcast. Ce-mi place e că am reușit să ne sincronizăm la o chestie până acum. Reușim să vorbim unii peste ceilalți în același timp și când trebuie să și după aia ne oprim toți în același timp. Da, să e un păi ca să ne lăsăm unul pe altul, mă. Adică fie, toți suntem adreacu de politicoși. O să fie intervale de vorbit unul peste altul și intervale de tăcere adâncă. Oameni dragi, mulțumesc să băgăm, că v-ați uitat la... Hai să mai băgăm mâna după unul. Numai că nu mai are baterie. Nu mai are baterie? Nu mai avem are baterie. Nu mai, Mădălina. Bă, dar nu te mai saturi de vorbit în cadrul vorbim în episodul 2. Ăsta a fost primul episod din experimentul nostru, un podcast lejer, sau, cum am descoperit, că ne place, sună mai bine, nu? Găleata cu știri? Găleata cu știri. Găleata cu știri, i-am schimbat numele. Găleata cu știri, Marius Covache, Alex Șerba, Gabriel Gherghe, mulțumim de full pentru găzduire, mulțumim Mădălin Cârje pentru cameră, că nu avem, suntem săraci. Mulțumim frumos Ciprian pentru sunet. Și vă mulțumim frumos vouă că vă uitați la așa ceva. Sănătate. Doamne, ne vedem data viitoare, zic. Ciao. Bă, a fost decent, nu? Cum da, s-a părut? Pe final chiar mi s-a părut ok. Pe final a dar, fost mai fun, mi s-a da, așa, gata, tot a fost greu, frate, nu știu, nu. Bă, da, nu, trebuie să mai lucrăm la niște chestii că nu prea. Eu aveam altceva, dar nu la asta. Eu aveam ceva în cap, după aia nu a fost chiar cum.